Mie mi se pare că din ce board-uri și discuții am văzut până acum, mie mi se pare că câteodată apar niște lideri informali, măcar ca să organizeze lucrurile, măcar ca să organizeze discuțiile și poate că asta nu e o calitate, poate că asta e o calitate rară să fii un lider natural în timp de criză. La voi cum e, Florin? Cine ia deciziile și dacă apar lideri noi sau ăia vechi sunt buni? Ok. Lideri, cred că există, mă rog, pe mine mă zgârie pe orice chestia asta cu lider, toată lumea e lider, toată lumea care nu știe cum arată unul vorbește despre el, știi? Nu știu, toți vrem să fim lideri, știi cum e? Toată lumea e lider, iartă-mă, toți, fiecare are nevoie de la altul, facem ce putem. Dar dacă e să luăm de bunul cuvântul cu lider, mă, lideri sunt numai pe timp de criză. Pe vreme frumoasă, toate bărcile și alea găurite merg pe apă. Pe criză și la criză ce trebuie să faci este să ai curajul să faci ce știi că trebuie făcut, sper, la mod competent, chiar dacă nu este cel mai popular lucru sau dacă nu ar întruni voturile tuturor, știi cum e, tot Barabas o să fie ăla dat, știi cum e, eliberat în închisoare pe votul public. Dacă te iei după votul public, tot timpul o să-l alegi pe ălalt, pe tâlharul din stânga. Problema este că trebuie să faci ce trebuie să faci. Asta înseamnă lider, înseamnă să ai un pic de curaj și dacă nu, spirit de sacrificiu, să știi în ce crezi și să faci, nu la modul berbece și cumva surd la vocea rațiunii, dar cu curaj, cu virtute, să zic așa. Virtutea înseamnă să faci ceva care nu-ți convine. Să faci ceva care îți convine sau obligat nu e virtute. Se numește că n-ai avut de ales sau că ești hedonist. Dar să faci ce trebuie să faci. Asta înseamnă lider și înseamnă să iei relativ repede, să știi unde să te uiți ca să le iei informat și să nu-i lași pe oameni baltă, pentru că la ora asta lider, oamenii știu meserie, toți sunt profesioniști, știu meserie, nu se așteaptă de la lider să le facă treaba sau să le spună cum să facă treaba, se așteaptă de la lider să dea direcție și dacă te uiți la toate companiile, corporațiile, unde dau scoruri mici, anonim, angajații, este la direction. You don't give me direction. Și nu, oamenii nu vor să fie patronați, asupriți, mânați ca, știi, cu bățul de pe margine. Nimeni nu vrea asta decât dacă are probleme de self-esteem. Ce vor este mai degrabă să le arăți o direcție în care să mergem.